Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, la Hunedoara 1 TV. Pe YouTube vă invit să vă și abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem astăzi sănătatea, pentru că ar trebui să... ca fiecare dintre noi să o punem pe primul plan, lucru care nu se prea întâmplă de cele mai multe ori. Ignorăm atunci când suntem înțepați de un țânțar, de o căpușă și alte vietăți. Nu suntem atenți la aceste aspecte, deși pot să ne pună viața în pericol. Sunt multe probleme și în ceea ce privește consumul de droguri și în ceea ce privește, până la urmă, lipsa de implicare a celor care observă astfel de persoane și nepăsarea pare a fi cuvântul la ordinea zilei atunci când vine vorba despre acest fenomen care ia amploare tot mai mult și în țară și în județul Hunedoara și la nivel global până la urmă. Vom discuta astăzi despre aceste lucruri și bineînțeles și alte subiecte pentru că trebuie să învățăm și cum să ne păzim de caniculă și ce trebuie să facem în această perioadă pentru a nu fi poate puși în situația de a ajunge inclusiv la spital din cauza aceasta. Alături de mine astăzi este doamna doctor Cecilia Birău, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Hunedoara. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Așadar, sănătatea pe primul plan, lucru care nu se prea întâmplă de cele mai multe ori, doar atunci când fie ne doare foarte tare, fie poate ne sperie anumite simptome pe care le avem, dar puțini dintre noi sunt cei care o dată pe an sau o dată la 2 ani își realizează așa un set de analize pentru a putea depista din timp dacă într-adevăr avem o problemă de sănătate și care poate ne-ar putea salva viața acest set de analize, dar nu se prea întâmplă, din păcate. Da, cam acest lucru este așa în spiritul poporului nostru. Tot timpul amânăm. Amânăm, ba ne frică de ac, ba dacă ne spune ceva, păi este mai bine să ne spune ceva și să depistăm precoce o problemă, pentru că orice depistare precoce înseamnă tratament rapid și de cele mai multe ori vindecare. Mai ales pentru în zilele că sunt, noastre... Da, sunt boli cronice care nu poți să spui că se vor vindeca, dar se vor menține clar la nivelul la care au fost depistați și atunci speranța la viață este aceeași cu o persoană care nu este diagnosticată cu acea boală cronică. Deci, de exemplu, diabetul zaharat, ca să luăm un exemplu așa, care pe foarte multă lume o sperie dacă primește diagnosticul, dar până atunci uită că o alimentație corespunzătoare care nu este bogată în produse zaharoase rafinate, este de fapt metoda de prevenție a diabetului zaharat de tip 2. Diabet care se regăsește de la vârste tot mai fragede, nu? Da, diagnosticul apare la persoane relativ tinere, adică la adultul tânăr, 30-40 de ani. În urmă cu 40 de ani, diagnosticul era pus la persoanele de vârsta a treia de diabet zaharat de tip 2. A influențat și alimentația despre care discutam puțin mai devreme? Este clar că acești ani a influențat și tot ce înseamnă băuturi cu conținut crescut în zaharuri a dus la această apariție. Se spune că pe glob este vorba de o epidemie de diabet zaharat de tip 2 și clar sunt țări la care s-a interzis consumul de băuturi răcoritoare, bogate în zaharuri și la noi avem o legislație în care așa numită taxă pe zahăr pentru băuturile răcoritoare. Ceea ce s-a văzut, se vede până la urmă în prețul de la raft, nu știu dacă se vede în scăderea consumului.
Dar trebuie să conștientizăm. Se încearcă și pe această latură diminuarea măcar a consumului acestor legislația băuturi. S-a făcut pe baza studiului efectuat de Institutul Național de Sănătate Publică, care a demonstrat clar acest lucru și la nivel global s-a demonstrat faptul că există și o dependență față de zahăr, deși zahărul de dependență. Și poate fi ziceți, la categoria drog, un drog legal. Da, puteți să îl introduce și el și o să zice, păi da, dar acum chiar nimic dulce. Da, fără glucoză creierul nu poate să trăiască, este singura sursă de energie a neuronului, dar putem să luăm această glucidă și din produse naturale, adică din legume, din fructe. Putem înlocui zahărul și cu miere. Exact. Care este chiar recomandată. Da, și ea este așa, la limita, pentru că este consumată într-o limită ca oarecare. Orice alt produs până la urmă, pentru că și fructele nu trebuie să mâncăm 2 kg de caise odată, nu trebuie să mâncăm 1 kg de cireșe la o masă, adică totul... Știți cum putem să mâncăm, dar nu vom mai mânca alte tipuri de glucide sau ne vom limita, clar. Deci putem, eu întotdeauna spun, nu neapărat, nu adăugăm, ci înlocuim. Deci scădem ceva care conține tot glucide, de exemplu pâinea, care conține, sau cartofii, care pentru că amidonul este tot o formă a glucidelor. Iar la noi combinația de cele mai multe ori pâine și cartofi este la ordinea zilei cumva. Acum încă nu ne-am îndepărtat de aceste obiceiuri care nu sunt foarte sănătoase. Da, nu tocmai citeam niște cărți prin care se recomanda alimentația sănătoasă și în care se spunea tot ce înseamnă regim mediteranean este într-adevăr foarte sănătos, numai că noi trăim în zona temperată, avem niște obiceiuri alimentare și putem să mâncăm ceea ce este mâncarea noastră tradițională, dar atenție la cantitate. Deci până la urmă doza dă sănătatea. La fel și la medicamente. Deci nu este o problemă, ci este o problemă de cantitate. Trebuie să știm că trebuie să aducem organismului toate substanțele nutritive care se găsesc atât în produsele de tip animalier, produsele de tip vegetal, dar într-o cantitate suficientă, astfel încât organismul să crească și să se dezvolte corespunzător, iar în cazul adultului să-și mențină tonicitatea tuturor organelor și sistemelor și să înlocuiască pierderile, pentru că în fiecare zi noi pierdem celule pe care trebuie să le înlocuim. Dacă nu reușim să le înlocuim, acele celule pot să își piardă rolul lor, să devină celule care se înmulțesc haotic și aceasta înseamnă o tumoră. Că acea tumoră poate să fie care nu este cancer, o tumoră benignă și nu este malignă. Asta este altă treabă, dar trebuie să știm acest lucru. Stilul de viață sănătos este stilul care ne duce la sănătate, la o speranță de viață cât mai mare și anii aceia să fie ani în care trăim frumos. Și am văzut și pe mass media că există și în România acele zone verzi, adică sunt zone în care persoanele care trăiesc acolo depășesc 90 de ani, 100 de ani. Și dovada că se poate. Dovada că se exact. Poate și în oameni România, care nu au consumat prea mult alimente de tip fast food, nu au consumat acele băuturi carbogazoase. Deci iată că putem face o comparație între vechile generații și ceea ce se întâmplă acum. Acum sunt și noi generația acolo și până la urmă sunt studii la nivel mondial, pentru că Japonia din nou este recunoscută ca țara care are
ce mai mult persoane de vârsta 3-a plus, la fel Italia și Grecia. Dar în același timp se vede și în acele țări că în momentul în care se iese din acele zone verzi și se merge în orașele care sunt asaltate de tot ce înseamnă mâncare de tip fast food și reclama este sufletul comerțului și atunci creierul este bombardat de informații de acest gen și se uită, da, doza care trebuie să o iei, pot să apară și acolo modificări cu apariția de boli cronice de tip obezitate, diabet, zaharat, boli cardiovasculare. Și avem o problemă și în județul Hunedoara în ceea ce privește obezitatea, în ceea ce privește diabetul de diferite tipuri, lucruri care pot fi ameliorate până la urmă, dacă nu, să spunem, vindecate în totalitate, pot ca pot acești să oameni să aibă o viață mai bună. Da, putem să facem fiecare dintre noi un lucru care eu îl repet și îl voi repeta întotdeauna, înseamnă o alimentație corespunzătoare, înseamnă să bem apă. Hidratarea extrem de importantă, mai ales acum, foarte pe perioada importantă, verii. Sunt în vara. 2 litri de apă pe zi înseamnă de fapt cât pierde un organism tânăr de 20 de ani, de sex masculin și de 70 de kilograme. Noi trebuie de fapt să ne acoperim pierderile de apă a organismului. Vara este clar că trebuie să ne hidratăm în plus pentru că pierderile sunt mult mai mari și datorită transpirației, pentru că este un mecanism de apărare a organismului sau un mecanism de termoreglare, pentru că noi nu putem să trăim decât dacă avem o temperatură internă de 37 de grade Celsius, pe care ne o reglăm cu foarte multe mecanisme. Să facem mișcare, din nou, mișcarea este foarte importantă. Asta dimineața, seara se poate face, pentru că mulți vor spune pe căldurile astea, exclus să ies la plimbare 30 de minute, 40 de minute, dar există perioade ale zilei în care putem face. Sigur, nu vă face mișcare, plimbare. Sigur, nu vă face mișcare în perioada 11-18 a zilei, ci dimineața și seara. Sau, da, într-o sală în care există o temperatură reglată cu aer condiționat, dar atenție, și acolo nu trebuie să existe o diferență foarte mare de temperatură interioară față de temperatura mediului ambient. Deci, cum ne afectează acest aer condiționat, care cred că funcționează acum începând din mașinile fiecăruia, acasă, la birou, în magazine, și în magazine de cele mai multe ori resimțim așa o diferență enormă între ceea ce este afară, temperatura de afară, și ceea ce este în supermarketuri, magazine și așa mai departe. E bine cât stăm în acel loc, dar mai apoi parcă așa ne apucă ușor amețeală când ieșim în căldură. Da, pentru că organismul iese brusc la o temperatură foarte înaltă și acele mecanisme de termoreglare sunt depășite. Ele trebuie să aibă așa o treptat, nu poți brusc. Știți foarte bine că au existat în fiecare an diferite știri în care o persoană a coborât din mașină și a căzut săcerat datorită căldurii, pentru că mașina avea 17 grade Celsius, iar afară erau 40 de grade Celsius. Deci nu poți. Diferența se spune că nu trebuie să fie mai mare de 5 grade Celsius, dar hai să zicem, putem, dar nicio casă lăsăm la 17 grade Celsius când temperatura interioară, când afară sunt 40. Ne afectează pe termen lung acest lucru? Sau este doar acea stare de moment? Este acea stare de moment. Este șocul calorii care
îl resimte organismul, dar, din păcate, pentru persoanele care au probleme cardiovasculare sau nu doar vasculare, poate să ducă chiar și la deces, pentru că poate să apară infarctul miocardic acut sau accidentul vascular cerebral. Deci nu este un lucru chiar așa de neluat în seamă. Aceeași reacție are organismul și atunci când stăm la soare, stăm la plajă câteva ore, câteva zeci de minute, iar mai apoi sărim direct într-o piscină sau într-o apă care este mult mai rece față de temperatura pe care corpul o are după ce am stat la soare. Există și aici risc? Bineînțeles, dacă diferența de temperatură este mare, este același lucru, pentru că organismul încearcă să se adapteze, dar mecanismele de adaptare sunt depășite și atunci în loc să tu, ca să te aperi de frig, faci o vasoconstricție, da? Ca să-ți aduci sângele spre organele interne importante, adică inimă și creier. Dar dacă vasoconstricția aceasta este bruscă, asta înseamnă și la nivelul creierului și la nivelul inimii o vasoconstricție și nu mai lasă sângele să circule și atunci, da, din nou, riscul de apariția infarctului miocardic acut, apariția poate apărea la orice vascular, vârstă? Da. În aceste condiții? În aceste condiții, da. Deci dacă tu vei sări de la o temperatură a mediului ambient de 37, hai să nu luăm 40, să zicem 35-37 de grade Celsius, dar tu ai stat și te-ai prăjit timp de jumătate de oră și după aceea vrei să sar brusc în apă de, hai să o luăm, apa de 25 de grade Celsius, care este apa pentru un bazin de not. Hai să facem diferența de temperatură. Corpul clar va suferi și până la urmă nu suntem roboți, nimeni nu știe exact ceea ce este în organismul nostru și o mică diferență în structura sistemului nostru cardiovascular poate să facă diferența între viață și moarte. Așadar, pentru nu este că recomandat și vasoconstricția aia bruscă poate să îți pierzi doar un pic, da, să fii omnubilat, dar tu să te neci în perioada aceea scurtă de omnubilare. Deci, nu, intrarea în apă se face treptat. Întâi este dușul pe care ar trebui să-l facem înainte de a intra după în piscină. Așa că și atunci încep să îți reglezi temperatura corpului, el să fie obișnuit, apoi în piscină intri treptat. Întotdeauna, oricum, la orice piscină scrie săritul interzis și pentru acest lucru, dar și pentru faptul că poți să deranjezi pe cei care sunt în piscină și, Doamne fer, știți foarte bine că a existat și un accident când s-a sărit de la o trambulină în cap unei fetițe care a avut clar ruptură de coloană vertebrală și deci sunt mai multe condiții pe care trebuie să le trecem prin ceea ce înseamnă gândire și să încercăm să facem ceea ce este mai bine pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Și dacă tot am ajuns la acest capitol de vară, vacanță, iată că și elevii sunt acum în vacanță, unii dintre ei sunt în febra examenelor, dar ceilalți cu siguranță merg la bălăceală în aceste zile. Sunt verificate aceste piscine pe care le avem în județul Hunedoara? Efectuați controle? Care este procedura? Și dacă ați efectuat până acum, s-au descoperit anumite nereguli? Este clar, tot ce înseamnă unități care au piscine, trebuie să respecte o legislație, este un ordin al Ministerului Sănătății 119 din 2014, în care se spune clar că orice piscină trebuie să fie analizată atât de operator, atât microbiologic, cât și fizico-chimic. Fizico-chimic se fac analizele
de către operator în fiecare zi, iar microbiologic, conform legislației, odată la 2 săptămâni trebuie să fie făcută analiza. Deci au această obligație. Au această obligație legală. Aceste analize. Și clar, colegii mei de la control se duc la toate unitățile, pentru că și unitățile care au piscină au și desfacere de produse alimentare. Suntem în sezonul cald, este foarte cald, știți foarte bine. Tot ce înseamnă instituții de control au în vedere și controlul unităților care desfac produse alimentare, că le prepară sau doar le desfac, tocmai pentru a preîntâmpina altă problemă care apare mult mai frecvent în timpul verii, toxinfecția alimentară. Da, consumul unor alimente care, datorită faptului că au stat în căldură și au dus la dezvoltarea microorganismelor, poate să ducă la probleme de sănătate, care înseamnă toxinfecție alimentară, cu tot ce înseamnă manifestări digestive, cu deshidratare și de foarte multe ori se ajunge tot așa internare în spital, în secțiile de infecțioase. Au fost semnalate astfel de probleme până acum, în această perioadă? Până acum nu am avut focare semnalate și clar, asta este un lucru bun, dar este bine să spunem că toxinfecția alimentară poate să apară și chiar dacă am gătit noi produs alimentar. Dacă îl uităm pe aragaz și nu îl ducem în spațiu frigorific foarte repede, o să zice, e fierbinte. Da, există metode în care poți să răcești orice produs alimentar până la temperatura la care putem să o punem în frigider și să ne păstrăm produsele alimentare corespunzătoare, împiedicând dezvoltarea microorganismelor care pot să ne facă rău. Vom avea cu siguranță în această vară și tabere în județul Hunedoara, elevi care probabil vor veni din întreaga țară aici și atunci va trebui să fiți destul de pe fază, cum se spune, pentru ca acești copii să nu ajungă în spital, pentru a nu avea probleme din acest punct de vedere. Da, și se organizează tabere. Clar, noi încă mai avem în județ tabere care aparțin de Ministerul Tineretului și ei organizează tabere. Acolo sunt clar toți cei care vin trebuie să aibă aviz epidemiologic. Clar, deci din start nu pot organiza tabere dacă nu au aceste avize? Nu, avizul epidemiologic sunt pentru copiii care vin, pentru că nu poți să primești într-o colectivitate un copil care este cu o boală acută infecțioasă, că este de tip respirator sau este boală diareică sau purtător sănătos de o bacterie care poate să ducă la apariția unui focar într-o colectivitate. Problema este, știți, am discutat întotdeauna, acele tabere excursii care se organizează cumva așa ad hoc la pensiuni și acolo colegii sunt în stare de alertă, pentru că cam știu unitățile care au acest lucru și realizează controle, dar întotdeauna trebuie să fim și noi, da, părinții copiilor, să ne interesăm exact unde merg, dacă condițiile sunt corespunzătoare și dacă au mai fost probleme la unitatea la care vor ajunge copiii noștri. Vorbim de hidratare cu apă în principal, dar vine întrebarea, apa îmbuteliată, apă de la robinet, apă de la fântână sau de la anumite izvoare, ce se recomandă? Cu apă potabilă. Da, apa potabilă este clar, apa care este la o rețea este apă potabilă.
Și acolo aici, unde există acea rețea, unde pentru că există... în județul Hunedoara încă mai sunt unele zone în care apa mai... potabilă la robinet nu a ajuns. Mai sunt unele zone, puține să știți față de alte județe. Suntem un județ care a fost puternic industrializat, avem cele mai multe orașe și municipii și atunci avem o rețea de apă potabilă bine dezvoltată. Sunt clar și comune care și-au realizat o rețea. Mai există și câteva excepții. Sunt câteva rețele care nu au fost autorizate pentru că nu îndeplinesc condițiile de potabilitate, dar cei care locuiesc în localitățile respective clar știu exact acest lucru pentru că au semnat un contract pentru, doar pentru apă care să fie utilizată. Da, una dintre ele, din câte am înțeles, este chiar comuna Hărău, pentru că acolo se duc lupte de câțiva ani buni pentru a putea fi introdusă apă potabilă la robinet. Da, pentru acestea să știți că este un master plan realizat la nivelul întregului județ, cu participarea atât a producătorilor de apă, UAT-urilor și a Consiliului Județean, în care se vor realiza o rețea de apă potabilă pentru cele mai multe comune din județul Hunedoara, dar ca orice lucru care este la nivel județean, el va fi treptat introdus, dar așadar, este... acolo unde avem apă potabilă la robinet, este recomandat apa consumul, de consumul ei. Da, nu trebuie neapărat apă de izvor, apă de fântână? Apă de aici, izvor cum și apă de fântână. Dacă la nivelul izvorului există o atenționare în care scrie apă potabilă, atunci putem să consumăm acea apă. Altfel, eu zic să avem așa o reticență și să fim precauți. La fel și fântânile. Eu vorbesc de fântânile publice, pentru că ele sunt sub grija UAT-urilor și sunt pe domeniul public, deci ele trebuie din nou să respecte o legislație care acum este ordonanța 7 din 2023. La aceste fântâni publice trebuie efectuată analiza de către primării, da, ar trebui să fie făcute odată la există, ce timp? Există monitorizarea fântânilor și izvoarelor publice realizată de UAT-uri care ar trebui să fie cel puțin de două ori pe an. O monitorizare una este considerată monitorizare de audit și cealaltă este monitorizarea de control. Această recomandare vine și pentru cei care au fântâni proprii în pentru gospodăriile lor? Pentru cei care lor au fântâni proprii, este clar că ar fi extraordinar să realizeze acest lucru, pentru că, haideți să spunem, dacă există microorganisme la nivelul fântânilor, acest lucru se poate rezolva, da, dezinfecția, asanarea, dezinfecția fântânii sau, na, dacă se fierbe apa, clar se distrug microorganismele. Dar în momentul în care fântâna este contaminată chimic, și aici vorbesc de prezența nitraților în apa de fântână, problema nu se mai rezolvă prin fierbere. De ce? Orice substanță chimică se concentrează, nu prin fierbere, oricât am vrea, chiar și sub presiune, tot se pierde ceva prin vapor de apă și clar orice substanță se va concentra. Iar nitrații prezenți în apă, folosiți pentru resuspendare, apa folosită pentru resuspendarea laptelui praf și dând unui copil nou-născut lapte praf resuspendat în apă cu nitrați, poate să ducă la apariția unei boli grave, intoxicația cu nitrația nou-născutului. Și uite cum nu știm ce are copilul sau ce avem noi, de da, ce nu știm de are ce anumite copilul, reacții. Uite că nu știm de ce de copilul apă este apatic, nu știm de ce copilul se albăstrește, nu știm de ce nu mai mănâncă.
și nu mai poate respira, pentru că de fapt nitrații leagă tot ce înseamnă hemoglobină din sânge și formează forma care nu mai leagă oxigenul și atunci acel copil nu va mai fi oxigenat. Deci este o clară problemă. Noi, într-adevăr, pentru județul Hunedoara nu am mai avut, cred că în urmă cu 6 ani de zile am avut o intoxicație cu nitrați la un nou născut care a fost diagnosticat foarte rapid de echipajul de urgență care a ajuns acolo și a ajuns la Timișoara și a fost salvat. Dar atenție, da? De asta, deci, clar, pentru copiii mici alimentația cea mai sănătoasă este laptele de mamă. Da? Acolo unde vedeți, se poate, bineînțeles. Da, dar știți cum? Cred, eu zic că se poate. Eu zic că se poate și trebuie doar să existe voință. Și suport, sprijin, probabil, și din partea celor din jur. Pentru că el e cel mai sănătos, iar Organizația Mondială a Sănătății spune că un copil ar trebui să fie hrănit cu lapte de mamă până la vârsta de 2 ani, iar hrănirea exclusivă cu lapte de mamă să se facă până la 6 luni. Acest lucru vede și pe spoturile publicitare care apar date de Ministerul Sănătății. Și clar, acel copil va fi sănătos, se va dezvolta corespunzător, va fi hidratat corespunzător și va avea toate substanțele nutritive pe care îi le transmite mama și de asemenea va avea și anticorpii care sunt transmiși de mamă la copil și dacă tot încă suntem în epidemie de rujolă și dacă mama a fost vaccinată sau a trecut prin rujolă, va fi apărat până la vârsta de... Acum suntem în epidemie, deci poate să fie vaccinat și de la 9 luni. Da, până la vârsta de 9 luni sau dacă ieșim, sper să ieșim din epidemie, până la vârsta de 12 luni, când poate să fie vaccinat împotriva rujole. Deci vedeți ce important este laptele de mamă. Și alimentația mamei și modul în care ea da, alimentația, hidratarea exact. Mamei și hidratarea mamei din transmite. Nou ajungem la apă. Doamne fer să fie hidratare cu bere, pentru că știți că se mai spunea din bătrâni că berea face stimulează lactația. Nu. Deci, modelul nu încercați așa ceva acasă. Așa ceva, pentru că puteți să transmiteți alcoolul și copilului. Iar acum suntem în luna iunie, este luna de conștientizare a consumului de alcool, alt drog legal și alcoolul, mai ales în sezonul cald, să știți că nu hidratează. Nu ne hidratăm consumând o bere rece. Nu, din păcate ne deshidratăm, pentru că alcoolul prin metabolizare se folosește apa din organism care trebuie să fie eliminată apoi cu metaboliții alcoolului și este clar că este deshidratare. Și atunci ne hidratăm cu apă, ne hidratăm cu tot ce înseamnă lapte, produse lactate, apă biologică din legume și fructe, deci clar avem o foarte mare posibilitate de hidratare în sezonul cald. Alcoolul dă și efecte acute, da, toată lumea știe, în prima dată este euforic. Din păcate, în perioada euforică se pot întâmpla probleme, da, se suie la volan pentru că este cel mai tare și cel mai bun șofer, dar reflexele condiționate sunt încetinite și atunci apar accidentele, de multe ori mortare, de multe ori, din păcate, mor ori pietonii nevinovați care sunt pe trecerea de pietoni, ori pasagerul care este în mașină, ori celălalt participant la trafic care merge corespunzător conform legislației rutiere. Deci și acest lucru este un efect. Ceaiurile sunt recomandate în această perioadă caniculară? Da, sunt recomandate, dar nu îndulcite și nu din planta ceai, pentru
pentru că și planta aceea conține teina, care și el are un rol de deshidratare, la fel ca și cofeina care este în cafea. Nu pot să zic, dacă ție îți place ceaiul, da, o ceașcă de ceai, o ceașcă de cafea se poate consuma acest lucru pentru plăcere și da, și pentru antioxidanții care există în ceașca de cafea și în ceașca de ceai plantă, dar nu mai mult. Da, putem ceai de deci plante. Nu ne facem o oală de ceai, o punem în frigider și în ziua respectivă bem 2 litri doar din acel doar ceai. Doar de ceai, nu, de ceai, nici de ceai verde, nici de ceai negru, niciun caz. Și atenție și la plante, nu neapărat plantele medicinale cu rol în stimularea epurării organismului, în niciun caz, pentru că ne deshidratează și acest lucru. Apa este cea mai bună, dar dacă nu ne place gustul de apă, da, putem să adăugăm plante care au un gust bun, dar putem plantă. Putem adăuga în apă mentă, lămâie, spre exemplu. Da, da, bineînțeles. E lămâia chiar este un fruct, știți foarte bine, nu? Așa se spune că acele persoane care fac modeling consumă apă plată cu lămâie, da? Deci e foarte bine, putem și noi să adăugăm. Aceasta e o recomandare corectă, adevărată, adevărat. Până la urmă. Bine, acele persoane nu prea se alimentează corespunzător, dar măcar se hidratează corespunzător. Se hidratează, da. Exact. Perioada caniculară înseamnă și mai multe insecte pe care le avem în jurul nostru și spuneam la începutul acestei emisiuni, vorbeam despre căpușe, despre țânțari, pe care le cam ignorăm uneori. Ne enervează foarte tare, cel puțin țânțarii, asta este clar. Ducem o luptă permanentă cu aceste micuțe vietăți, dar atât de gălăgioase și care nu ne fac plăcere să le avem în casă. Și căpușele, de asemenea, sunt extrem de periculoase, deși atât de micuțe, ne pot face viața un calvar. Da, deci aici avem, este vorba de vector, da? Sunt entități mici, care sunt insectele, sunt cele hematofage, da? Cele care se hrănesc cu sânge, țânțarii și căpușele, care pot să transmită anumite boli. Pentru că asta este problema, ele pot să transmită. Nu neapărat pot să fie, să aibă în tubul digestiv bacteriile sau virusurile care pot să ducă la îmbolnăvirea omului, dar pot să existe. Și atunci, dacă este vorba de țânțari, pentru România, una din boli este encefalita West Nile, dată de un virus, virusul West Nile, și este clar că pentru a ne feri de boală, trebuie să facem prevenție. Prevenție o facem utilizând acele substanțe repelente atât la nivelul pielii cât și în încăperi. Da, atenție, pentru că știți, am văzut tot așa în mass media utilizarea de substanțe care sunt de uz veterinar. În niciun caz nu se vor utiliza. Și din păcate au fost folosite chiar au pe copii. Au fost folosite și pe copii condus și la niște cazuri extrem de grave. De grave, care unele au dus chiar la deces. Deci, în niciun caz, nu de uz veterinar. Pentru copii ne uităm de două ori pe etichetă și să vedem vârsta la care sunt recomandate. Sunt produse care sunt special, sunt special pentru copii și atunci le utilizăm. Ele trebuie folosite. Pe acelea, dacă dăm în interior, este bine să nu lăsăm copilul, să lăsăm să-și facă efectul substanța respectivă, apoi să aersim bine încăperea. Bineînțeles, să avem plasă, da, împotriva țânțarilor la geam și după aceea să lăsăm copilul în camera respectivă. Există, știți foarte bine, tot așa pentru atmosferă, diferite dozaje de substanțe, că sunt lichide, că sunt sub formă de pastile, dar și acelea să fim atenți pentru camera copiilor, pentru a nu duce la apariția de intoxicații. Putem să folosim și acele da, sunt acele perdele pentru pat și atenție acest lucru să nu îl uităm și dacă mergem în excursie, în concediu în țări exotice.
pentru că acolo țânțarul sunt mai multe familii de țânțari și acolo pot să existe țânțarul anofel care este purtătorul unei unui microorganism care dă o boală gravă, malaria. Microorganismul este Plasmodium malaria, este un protozoar și boala, după cum, dacă nu este tratată foarte rapid corespunzător, poate să ducă la deces. Anul trecut știți foarte bine că pentru România am avut exemplu unei persoane care s-a întors dintr-o țară din Africa care a murit de malaria. Există vreun vaccin pe care cei care poate își doresc vara aceasta să ajungă în astfel de țări să poată să îl facă înainte de a ajunge în această țară, cumva preventiv? Pentru malaria nu există vaccin, există doar tratament preventiv, care da, se poate da și este chiar indicat să fie luat, dar și acesta trebuie să fie luat cu câteva săptămâni. Deci, clar, nu las miniți, nu, da? Cu câteva săptămâni se ia legătura cu medicul infecționist care va prescrie tratamentul pentru prevenția malariei, dar în același timp să nu uităm de spray-uri, creme și acele pe care trebuie să le aplicăm odată la ceva timp. Să le aplicăm după aceea să ne mirăm că țânțarul este pe noi. Trebuie să le aplicăm continuu și pentru că acum știți doar femeia este cea care este, na, tot femeia este așa, dar nu avem cum să diferențiem care este țânțarul femelă în aer de țânțarul mascul, deci clar trebuie să ne apărăm. Iar în cazul celorlalte mici vietăți. Mă gândeam acum, poate s-au făcut și anumite studii, să vedem pe cine a agresat femeia țânțar. Bărbații, femeile, ar fi interesant de făcut un astfel de studiu, probabil. Este o vietate hematofagă și în niciun caz nu dorește, nu face discriminare. Dar revenim și la căpușe, că la mai avem vreo 3 minute, da, cred că căpușele pot să transmită, pot să ducă tot așa la apariția unei encefalite sau boala Lyme, care este boala cu celor 1000 de fețe și clar când mergem într-o zonă în care este vegetație foarte mare, iarbă sau păduri, este bine din nou să folosiți substanțe repelente, îmbrăcăminte corespunzătoare, adică pantaloni lungi, mâneci lungi, care ne apără și de căldură, de materiale naturale. Ne apără, numai și că cei care ne urmăresc acum vor spune cum să purtăm pantaloni lungi acum la 40 de grade, eu mă duc în natură, da, vreau exact să stau sumar îmbrăcat. Există materiale care, deci dacă ne gândim, haideți să ne gândim la toaregi. Dar nu cred că îi vedem în pantaloni scurți și numai în mânecă scurtă, ci au îmbrăcăminte cu pantaloni lungi, cu acea haină lungă. Tocmai că apără, este de material natural, îi apără, dar este de culoare deschisă, care și reflectă... Și cum ne mai bronzăm, doamna doctor? Bronzul nu face bine, știți, radiațiile solare conțin și ultraviolete rele, dar conțin și ele bune care ne fac vitamina D și putem să absorbim calciu, dar și cele rele care pot să ducă la apariția cancerului de piele, deci nu ne mai bronzăm, ne apărăm organismul atât de radiațiile solare, cât și de căldură, pentru că acele îmbrăcăminte de material natural ne țin transpirația, dar realizează tot așa o ventilație corespunzătoare și prin absorpția transpirației reușim să ne răcorim și ne apără și de insecte și ne apără, dacă mergem în zonă cu stâncării, ne poate să ne apere și de o mușcătură de viperă. Pentru și că apropo și de viperă, am avut în acest sezon persoane care au fost mușcate de viperă. Da. Am avut. Deci am început deja. Am avut, dar a fost salvat, nici nu s-a pus problema. Deci știți foarte bine, există ser antiviperin și
persoanele care sunt mușcate trebuie să știe că trebuie întâi să apeleze 112 și apoi să aibă o sticlă, întotdeauna pleci cu o sticlă, măcar cu o sticlă de apă potabilă la tine, să spele foarte bine rana, să încerce, și un garou dacă... să încerce să lege mai sus, dar nu foarte strâns, pentru că nu este recomandat foarte strâns, și să ajungă cât de repede în zona în care salvatorii îl pot duce foarte rapid la un spital care să realizeze tratamentul cu ser antiviperin. Și am ajuns la final de emisiune. Am mai fi avut atâtea de discutat, dar cu siguranță ne vom mai întâlni pe parcursul acestei veri. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi și pentru că ne-ați dat sfaturi utile, sperăm, pentru cei care ne urmăresc în această perioadă de vară. Ce să vă urez, o vară răcoroasă, dacă se poate. Și multă sănătate tuturor telespectatorilor. Mulțumim, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!